Hei, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Scuzați dacă vedeți reflexia de la selfie stick, dar n-am ce să fac, o trebuie să improvizez un pic. Suntem la părinții mei și am zis să nu las să treacă anul până vă las și eu un mesaj. În primul rând, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în 2022. Mulțumesc că ați trecut pe la mine, pe canal, pe pagini și... Sper că a fost un an în care, dacă ați trecut pe la mine, să fi plecat măcar un picuț mai încurajați sau măcar un picuț mai zidiți sau măcar un picuț mai cu încă un impuls, să că mai poți un pic. E final de an, azi e Revelionul, pentru noi o să fie foarte chill, dar îmi place asta. De când sunt mămică cu copii încă mici, prefer varianta asta de Revelion. Deși fiecare sezon are frumusețea lui, dar suntem aici la părinții mei și sărbătorim cu ei, cu familia mare, dar am vrut să vă sărbătoresc oarecum sau să povestesc un pic și cu voi. Fiind ultimele zile din an, de obicei cam în ultimii nu știu câți ani, de fiecare dată am venit aici și a fost așa un an în care, o perioadă în care pot să mă gândesc, să mă gândesc la anul ce-a trecut, la anul ce vine, cum a fost, ce va fi. Nu știu cum a fost pentru voi 2022. Pentru mine, personal, a fost un pic haotic din anumite puncte de vedere. A fost un an cu de toate. A fost un an în care am făcut niște pași care nu credeam că îi voi face vreodată în bine. A fost un an bun. Nu a fost cel mai bun, dacă e să fiu sinceră. Acum depinde cum vedem cel mai bun și din ce perspectivă ne uităm. Că asta e debatable. Din perspectiva confortabilului, nu a fost cel mai bun an, dar din perspectiva long term, a fost un an extraordinar. Confortul e bun, dar câteodată e ok să ieșim din confort și e bine să ieșim din confort. Și pentru că e final de an, început de an nou, toată lumea se gândește la rezoluții, ce și-a propus pentru noul an și eu fac asta. Obișnuiam în anii trecuți să scriu chiar jos și am deja și de prin 2007, 8, pe acolo, 9, de fapt. Mai am încă rezoluții ce le-am scris. Și de obicei tind să mă țin de ele, deci nu e așa numai două zile și m-o lăsat. Dar în ultimii ani e mai mult o rezoluție așa reflectivă, dacă pot să zic. Am niște puncte clare în cap de fiecare dată, pentru că dacă nu ai ceva clar, n-ai cum să măsori. Am făcut, n-am făcut, am crescut, n-am crescut. Dar o să împărtășesc cu voi unele chestii pentru 2023. Și a fost oricum un final de an foarte interesant anul ăsta. Așa simt că Dumnezeu mi-a făcut un cadou. Cumva am avut, fiind și la mami acasă, am avut mai mult timp să citesc. Și parcă tot ce am citit și am meditat și am povestit, tot așa mi s-a legat exact cu locul unde bătea inima mea. Și pentru 2023, chiar azi am fost la o plimbare cu Sam și povesteam cu el, cred că punctul forte, să zic așa, oarecum, a fost, mi-am propus să trăiesc fearless, fără frică. Nu sunt fricoasă de felul meu, mai ales de oameni. Cred că de oameni foarte, foarte rar mi-e frică. Și nu, de obicei, poate un pic prea curajoasă și de multe ori trebuie să zic stop. Eu de multe ori mă consider ca și Petru, care sare rapid din barcă, umblă pe apă și după aia își dă seama ce-a făcut, că furtuna e în jurul lui și no, ce-am făcut, Doamne? Hai, ajută-mă! Cam acolo bat eu, dar, totuși, în zilele astea de final de an mi-am dat seama câtă frică stă ascunsă, așa, in the back of the mind. Și de multe ori frica asta ne ține captivi. Există versetul ăla care zice, în dragoste nu există frică. Și așa îmi doresc să-mi trăiesc 2023, indiferent de ce va aduce. Vreau să-l trăiesc fără frică. În dragostea lui Hristos. Pentru că dacă trăim în dragostea lui, nu am mai avea de ce să ne fie frică. Cam asta e unul din lucrurile pe care mi le-am propus pentru 2023. Poate nu-i prea măsurabil, că nu-i cum îmi place mie de obicei, 1, 2, 3, să știu că așa fac, dar cum în mintea mea e foarte clar, e foarte, foarte, foarte clar, fricile care le am
și modul în care vreau să trec peste ele. De fapt, să-mi înfrunt fricile, ca așa trece ea, înfruntându-ți-le. Nu singur, împreună cu Hristos. Și așa vreau să-mi trăiesc 2023 și de aici încolo, în dragostea lui Hristos, unde nu există frică. Și un alt lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, pe care mi l-am propus pentru 2023, este să petrec mai multe momente în tăcere cu Dumnezeu. Știam lucrul ăsta, dar parcă pe final de an mi-a devenit mult mai clar. De multe ori mi-e frică, că vorbeam de frică, de momentele de tăcere. Și nu e neapărat ok. Așa că pentru 2023, un alt lucru ce mi l-am propus e ca în fiecare dimineață, când mă trezesc și stau cu Biblia și jurnalul, de obicei mi-e foarte să pun muzică, să-l petrec așa într-o atmosferă din asta foarte cozy, să scriu, mi se umple foarte repede în vin cuvintele, dar în 2023 vreau să fie un an în care tac mai mult în prezența lui Dumnezeu și să petrec momentele alea de liniște, de meditație împreună cu Dumnezeu și să nu mai fie frică de liniște. Cu oamenii mi-e mai ușor. Am învățat încet, încet, cel puțin în grupul meu de fete, de la biserică, ele știu. Nu tot timpul... Nu mai mi-e așa frică de momentele alea de liniște, în care nimeni nu zice nimic. Dar se pare că cu Dumnezeu, în relația mea cu El, mai am un pic de lucru. Așa că acolo vreau să țintesc anul ăsta. Anul fără frică, 2023, și anul în care să petrec momente liniștite, în tăcere, fără nicio muzică, fără nimic, eu și Dumnezeu. 2023 îmi propun, și asta vreau, și o să încep chiar de la început, să fie un an în care mă recalibrez. Dani, dacă vezi, frate meu, vorbeam cu el astăzi și de fapt chiar asta era și pe inima lui și de fapt chiar aceleași lucruri era și în inima mea, doar că nu aveam cuvântul, el mi l-a dat. Dar a fost 2023 un an mai haotic în ce privește prioritățile pentru mine, în inima mea. Și nu am fost poate cel mai bun administrator cu timpul meu, pentru că m-am lăsat dusă de val de urgent. Uneori urgent nu e și important. Uneori da, sunt momente în care trebuie să dăm loc urgentului, dar niciodată să nu lăsăm, mai ales pe termen lung, să înlocuiască importantul. Și pentru că 2022 a fost un an un pic haotic pentru mine personal în ce privește prioritățile, îmi propun să mă recalibrez și să mă pun bine pe, așa, acolo, în tăcere cu tata, că acolo e bine. Vă binecuvintez, vă doresc un revelion fain, dacă petreceți, go for it, dacă dormiți, go for it, să aveți odihnă. Și vă doresc un 2023 în care să umblați în pașii pe care Dumnezeu deja i-a pregătit pentru voi, un an în care să fim și să pășim și să fim conștienți tot mai mult de prezența lui Dumnezeu care ne înconjoară și să fiți binecuvântați. După vacanță o să încep să registrez din nou. Vă aștept pe la mine și ne vedem data viitoare, dragilor. Vă pup! Pa!